Bine, v-am regăsit, nu știu dacă ați văzut și voi, niște imagini impresionante din Guadalajara, Mexic, acolo unde a căzut grindină într-un strat de până la 2 metri. Dar erau niște poze făcute, niște imagini filmate cu un bărbat și stratul de grindină în spatele lui. Era Maica Omătă din România din 1954, care depășea înălțimea bărbatului respectiv. 2 metri de grindină. Vă dați seama ce ploaie importă asta în condițiile în care se registraseră în zilele trecute temperaturi de 30-31 de grade, iar meteorologii de la universitatea respectivă, specialiștii de acolo au explicat fenomenul prin faptul că s-a încălzit foarte mult temperatura la nivelul solului și în același timp a crescut în stratele superioare umiditatea și s-a produs un astfel de fenomen. Și pe la noi prin țară a mai fost grindină în anii trecuți, era așa, se vedea pe jos ca un fel de zăpada mieilor, dar oricum noi vorbim despre un fenomen extrem, adică, nu știu, acolo au fost pagube importante în Mexic, dar probabil că dacă s-ar fi întâmplat chestia asta în România, situația ar fi fost mult mai gravă. Este inedit fenomenul, este rar întâlnit, este foarte puternic și oricum merită să luați în seamă că astfel de fenomene extreme sunt din ce în ce mai dese, că sunt în anumite regiuni. Am prieteni care locuiesc în Germania, în anumite regiuni din Germania, unde sunt obișnuiți să-și facă full casco la mașină pentru că, din cauza, sau mai bine, din cauza faptului că grindina este un fenomen des întâlnit, este ceva specific zonei și pur și simplu le distruge caroseria, le sparge geamurile mașinilor și nu, asta nu se întâmplă așa ca un accident, una din 20 de mașini odată la nu știu câte zeci de ani. Nu! Pur și simplu e des întâlnită, o dată de două ori pe an vine câte o grindină din asta și dacă n-ai mașina băgată într-un garaj sau acoperită de o prelată specială, pentru că există astfel de dispozitive, nu, practic nu o poți salva. Și ce poți face cu o mașină care are peste tot tabla îndoită? E clar că trebuie să schimbi mai multe și că doar o tinichigerie bună te poate salva. Cert este că e bine să luăm în considerare în achiziționarea caselor, în achiziționarea mașinilor, în achiziționarea tuturor, să ne facem asigurări mai bune și asta nu ca să bogățim băncile, ci ca pur și simplu să înțelegem că aceste fenomene sunt mai des întâlnite și dacă în anii trecuți sau în ultimele zeci de ani nu s-a întâmplat foarte des și nu merita să plătești o astfel de asigurare, acum se merită. Dragii mei, vă pup, ne revedem mâine dimineață!